Bună ziua! Vreau să vă zic înainte de toate că este pentru mine o emoție extraordinară de fiecare dată când sunt aici la Digital Divas. Este un eveniment pe care l-am trăit din spatele scenei an la rândul. Este o mândrie să fiu aici pe scenă din partea echipei Avon și zic să trecem la treabă. Dare to Succeed este tema sub care vă propun să ne petrecem ora următoare. Și vreau înainte de toate să vă zic că aveți toate motivele să dare to succeed, aveți toate motivele să țintiți cât mai sus. Spun asta pentru că din toate resursele pe care le urmăresc, din toate raportările pe care le primesc, din toate articolele pe care le citesc, văd cum nu este un teren, n-a fost nici când un teren mai favorabil pentru industria de influencer marketing decât acum. Am luat cu mine din toate aceste raportări, resurse, articole, 5 lucruri, 5 highlights, dacă pot să le zic așa, pe care eu una le consider un semn foarte bun pentru direcția în care ne îndreptăm. Haideți să vedem despre ce este vorba. Industria de influencer marketing este estimată să crească în 2023 la 21 de miliarde de dolari. Deci este absolut imens. Mai mult de atât, vedem o predilecție, o preferință din ce în ce mai accentuată și pentru segmentele mici, pentru micro și nano influenceri. Ceea ce înseamnă că aceia dintre voi care astăzi în sală vă simțiți la început de drum, aveți multe oportunități în față. Contextul vă priește. TikTok, pentru prima dată, acum în 2023, depășește Instagram și YouTube din punct de vedere al preferinței brandurilor de a prioritiza această platformă față de Instagram și YouTube. Este la fel un insight care mi s-a părut extrem de interesant pentru noi toți. Starurile din social media rămân în continuare principalii influențatori ai consumatoarelor. Într-un studiu recent, 67% dintre consumatoarele testate, întrebate, au spus că înainte să cumpere ceva, să achiziționeze ceva, se duc să vadă ce spun creatorii de conținut preferați. Și haideți să mergem și la industria, la domeniul nostru preferat, să spunem așa, la beauty. În România, în 2023, am văzut o creștere triple digit a viewership-ului pe conținutul de beauty. Triple digit, 480% creștere pe viewership pe content de beauty. Cum se traduce asta? Păi se traduce foarte simplu. Consumatorii au un apetit extraordinar să consume conținut beauty și din nou iată un semn că suntem pe un teren ascendent. Aș spune că toate lucrurile astea ne spun, ne arată, ne demonstrează că frumusețea are o felie foarte, foarte consistentă din ceea ce înseamnă influencers marketing. Dar, am luat cu mine și un dar, vreau să ne oprim un pic și să ne gândim și la cealaltă latură a frumuseții. Vreau să ne gândim un pic cum este frumusețea percepută în social media sau mai degrabă cum influențează social media modul în care ne percepem frumusețea. Dacă v-aș spune că într-un studiu recent, desfășurat de noi la Avon, esteticienii ne spuneau că văd din ce în ce mai multe cliente care le cer să le facă intervenții care să le aducă fizionomia la un aspect cât mai apropiat de o poză tot a lor, dar cu filtru. Dacă v-aș spune că într-un studiu derulat de DAV, 9 din 10 fete au spus că urmăresc cel puțin un cont care le face să se simtă mai puțin frumoase. Și dacă v-aș spune că una din două fete în același studiu a spus că există content pe social media care pur și simplu le face să nu aibă suficientă încredere în ele. Așadar, eu ce v-aș propune ar fi, v-aș întreba de fapt, cum ar fi dacă în lumea asta în care consumăm atâta conținut beauty, noi cei de aici din sală să ne propunem să fim cei care dau încredere, care dau încredere consumatorilor care ne urmăresc. Într-un panel în care vom vorbi foarte mult despre cum să lucrezi cu brandurile cât mai mult, cât mai eficient, cât mai de impact, eu aș vrea să avem cu toții de aici din sală în minte și acest principiu. Cum să lucrăm cu brandurile astfel încât să creăm și un impact pozitiv pentru oamenii care ne urmăresc. Cum împreună, noi și voi, să ne parteneriem
ca să le ajutăm pe fete și pe femei, și nu doar, și pe băieții care urmăresc social media, să își îmbrățișeze frumusețea, să creadă în frumusețea lor. Eu vreau să vă invit să urmărim doar un filmuleț foarte, foarte scurt, iar apoi o să invit în scenă 5 invitate speciale, 5 doamne care eu cred că au toția și în mânecă, ca să transmită încredere cu fiecare video view. O să rog regia să mă ajute cu filmulețul și apoi le invităm pe fete. Embrace Your Power și haideți să aplaudăm 6 invitate care vor umple aici scena împreună cu noi. În aplauzele voastre, 4 super creatoare de conținut care ne inspiră în fiecare zi. Valerii Lungu, Irina Manea, Sânziana Iacob și Mimi. Dragilor, haideți aici pe scenă și haideți să le aplaudăm tare, tare, tare. Bine ați venit, să luați câte un loc. Mihaela Munteanu este PR and Marketing Specialist pentru Strategic Events and Communication. Haide cu noi, draga mea, pe scenă. Iar din partea Answer România, o aștept aici pe scenă, o invit pe scenă pe Georgiana Pană, Marketing Manager pentru Answer. Bine ați venit! Bine ați venit, dragile mele! Dăm tonul aici la Digital Divas cu o discuție foarte aplicată, zic eu. Am pregătit niște întrebări care să ajute pe oricine este la început de drum, pe oricine poate nu știe care, de unde să apuce, care sunt primii pași pentru a lucra cu un brand. Eu sper să oferim conținut care să vă ajute și să vă ghideze în primii voștri pași. Eu aș vrea sunt curioasă să încep cu perspectiva brandului și o să mă îndrept către Georgiana și vreau să te întreb cum se vede din partea voastră, ce înseamnă pentru voi un influencer, cum vedeți voi, cum urmăriți voi relevanța proiectelor cu influenceri, la ce sunteți voi atenți? În primul rând, bună ziua tuturor și mă bucur să fiu aici alături de voi și mulțumesc mult pentru invitație. Noi, din partea Answer, ceea ce căutăm la un influencer este un partener. Nu căutăm influencer care să ne ajute acum, după care nu mai știm nimic unul de celălalt. Ne place să creăm o legătură cu ei. Desigur, de foarte multe ori, proiectele nu sunt de așa natură încât să continuăm în fiecare lună, dar de cele mai multe ori revin de fiecare dată partenerii noștri. Adică influencerii. Cam asta căutăm, de fapt. Ce definește un influencer? Dacă ar fi să sumarizăm așa, un influencer este. Ce este el pentru voi? Pentru noi înseamnă o persoană care este urmărită de o anumită comunitate de oameni, iar noi trebuie să găsim un mix între să ne placă de influencer și cum comunică și ceea ce face, dar și să fie urmărit de comunitatea care ne interesează pe noi. Acel buyer persona pe care îl caută un brand. Deci cumva noi aici trebuie să ne uităm, pentru că sunt, de exemplu, multe conturi cu fete foarte frumoase, dar care au o comunitate preponderent formată din bărbați. În acel caz, nu este un influencer potrivit pentru Answer, care vinde preponderent către femei. Deci noi cumva trebuie să găsim acest mix and match între influencer și comunitatea care îl urmărește. Iar acel influencer contează foarte mult cum reușește să-și țină comunitatea respectivă atentă la ceea ce postează,
de aceea trebuie să fie autentic, de aceea trebuie să ofere conținut de calitate și mie mi se pare o mare artă să reușești să ții în jurul tău atât de mulți oameni și să rămân alături de tine pe parcursul anilor, pentru că rămân împreună pe parcursul anilor întregi. Mulțumesc, Georgiana. Vreau să o întreb un pic pe Monica acum. Cum se văd din perspectiva ta în momentul ăsta creatorii de conținut? Sunt ei doar acei cool creators sau merg încet, încet către a deveni adevărate canale de comunicare? Cum văd companiile, cum vezi tu aceste perspective? Cool creator sau canal de comunicare? Este cert că influencerii sunt canale de comunicare și reprezintă și data-driven content și nu putem să ne ascundem de această realitate. Însă, în același timp, influencerii sunt oameni care atrag comunitățile lor prin valorile pe care le reprezintă și pe care le promovează. Și așa cum spunea și ea, cumva potrivirea de valori între brand și influencer este foarte importantă. Influencerii sunt cei care creează campaniile cu adevărat virale, campaniile care, așa cum spuneai mai devreme, pot să inspire oamenii la ceva bun, să dea încredere oamenilor în ei și să îi facă să se iubească un pic mai mult. Și am văzut foarte multe campanii, atât de brand, cât și de conținut pur și simplu, care au generat această încredere și aceste lucruri pozitive și, ca și voi, în mod aspirațional, îmi doresc ca doar așa să fie. Mulțumesc! Vreau să fac acum o trecere către gașca noastră de creatoare și vreau să vă întreb, cum se vede și din partea voastră? Cum ajungeți să colaborați cu brandurile? Așteptați să fiți contactate de branduri sau mai degrabă mergeți voi proactiv și abordați brandurile? Și poate și pe ce criterii, dacă se întâmplă să abordați proactiv, cum vă alegeți brandul către care mergeți, pe care mergeți să-l abordați? Cred că depinde de fiecare influencer în parte, cum își manageriază partea asta de colaborări cu brandurile. Eu personal am o agenție de management care se ocupă de partea asta. Într-adevăr, am mers și eu către ei cu propuneri de branduri pe care le admir și cu care simt că am valori comune. Dar, în general, brandurile mă caută pe mine pentru că cel mai probabil se regăsesc în contentul pe care eu îl fac și își doresc să colaborăm. Alte percepții sunt Ziana, Irina, Valerii. Bună ziua tuturor în primul rând, vă pup și vă pup. Mulțumesc pentru invitație. Eu activez în domeniu de aproape 12 ani, dacă vă vine mulți să înainte. Credeți. Mulțumesc și pentru că sunt atât de veche în domeniu, deja majoritatea clienților mă cunosc și în 95% din cazuri ei mă contactează. Foarte rar am vrut eu în mod deosebit să lucrez cu cineva. Însă un lucru interesant pe care vreau să-l precizez și pe care mi-ar plăcea să-l văd la mai multe branduri, am un client, poate pot să spun despre cine-i vorba, Samsung, care ne spune de fiecare dată că dacă avem o super idee în care putem să integrăm natural produsele lor, putem să le o propunem. Și chiar le-am propus în urmă cu 3 ani, am avut un proiect cu locuri instagramabile în București și ei m-au susținut în acel proiect și chiar a devenit viral și a avut foarte mare succes. Foarte interesant. Deci, practic, și brandurile să vină proactiv către voi cu această invitație, dacă pot să spun. Practic, să propunem noi proiecte brandurilor, nu doar ei să vină către noi cu brief-uri directe. Bună ziua tuturor! Eu cred că sunt cea mai nouă de aici, pentru că nu fac social media de foarte mult timp. Eu, în schimb, chiar am abordat brandurile, chiar am avut tupeul să fac asta și vă îndemn și pe voi să o faceți, pentru că dacă sunteți noi în social media, TikTok sau YouTube, mergeți, dați un e-mail, spuneți cine sunteți, ce faceți și cu siguranță la un moment dat o să vă dea follow, o să vă urmărească o perioadă și dacă o să aibă încredere în voi, credeți-mă că o să vă abordeze cum s-a întâmplat și în cazul meu. Și eu sunt, bună ziua, eu am emoții. Deci trecem peste. Este foarte bine, înseamnă că este e important bine. Pentru mine. Mă simt bine că m-ați invitat și eu sunt destul de nou pe piața asta și cu siguranță nimeni nu știa de mine la început. Din fericire am avut lângă mine o echipă care cu siguranță m-a propus pentru diferite campanii
Eu personal nu cred că am abordat, probabil au abordat ei în numele meu când au simțit că mă potrivesc foarte bine cu un brand și că pot oferi lucrurile de care au ei nevoie, dar fix cum spune și Valerii, mi se pare că pentru persoanele la început de drum, mai ales care persoanele care nu sunt manageriate de cineva, e foarte important să spună cine sunt, ce ar putea să ofere, mai ales dacă simt că s-ar potrivi foarte, foarte bine cu un brand. La mine au mers lucrurile de foarte multe ori au mers lucrurile foarte natural, pentru că aveam diferite branduri, diferite produse pe care eu deja le integram în rutina mea, în viața mea, le postam organic, iar mai apoi brandul respectiv a simțit că e acolo ceva autentic și am ajuns să colaborăm. Deci cu siguranță, dacă sunteți la început de drum, iubiți un brand, vă încurajez să luați legătura cu ei dacă simțiți că vă potriviți sau pur și simplu încercați să vorbiți cu adevărat despre lucrurile, serviciile, produsele care vă pasionează, pentru că nu se știe niciodată cum ajungi peste ceva timp să ai o colaborare frumoasă și de mai multe ori mi s-a întâmplat mie asta și m-am simțit extraordinar, pentru că acolo era într-adevăr o relație autentică și probabil și comunitatea a simțit că e bine ce se întâmplă acolo. Atât. Eu din ce ați spus voi, aș lua concluzia asta, să nu ne fie frică să mergem și să ne promovăm noi pe noi și să intrăm în contact cu brandurile care ne plac, pentru că sigur se pot naște niște scântei de acolo, cum zicea și Irina, se pot naște niște relații frumoase din simpla promovare proactivă a noastră către persoanele pe care către brandurile de fapt pe care le urmărim și cu care ne dorim să lucrăm. Iar cu asta vreau să mă mai întorc un pic la perspectiva de brand și aici, Georgiana, aș vrea să te întreb, pentru că spuneam și mai devreme în acel intro că vedem clar o creștere fulminantă a TikTok-ului ca platformă și nu pot să nu deschid aici întrebarea asta, dacă sau cum tratați diferit creatorii de conținut de la canal la canal? Îi tratați diferit, tailored pe fiecare canal în parte? Aveți poate altă perspectivă? Noi, în principal, lucrăm pe orice canal, adică ne axăm pe ce este bun creatorul de conținut. Avem creatori de conținut care merg foarte bine pe YouTube și acolo se simte ei cel mai bine, ok, facem pe YouTube. Încă mai avem bloggeri, deci mai lucrăm și cu bloggeri, dacă aveți blog, nu renunțați. La fel și cu TikTok. Pe TikTok, în continuare, avem o oarecare reținere, pentru că cumva buyer personal nostru nu prea este acolo, dar cu timpul va trebui să ne aliniem trendului, pentru că cam asta trebuie să facem, să ne aliniem. Și de aceea spun, atunci când vrem să lucrăm cu cineva, în primul rând îi cerem și lui părerea. Unde ești tu mai potrivit? Unde te-ai simțit tu mai bine să facem acest proiect? Mi-a plăcut și ce a spus Sinziana, că a propus ea celor cu care lucrează să facă un proiect și noi avem genul acesta de colaboratori care la fel ne spun, uite, mă duc în vacanță în anumită țară, pot să fac de acolo un conținut super frumos, vreți să lucrăm și să fiți brandul cu care eu merg în vacanță? Ok. Și la fel, dacă ei vin la noi să ne spună că pe TikTok le merge mai bine, pe blog sau așa mai departe, nu avem nicio problemă să acoperim o plajă cât mai mare din online. Mulțumesc, că și la noi funcționează tot similar, cumva suntem atenți să lăsăm fiecare creator, fiecare creator de conținut să se exprime în mediul în care e lui cel mai confortabil, pentru că într-adevăr aveam, când a început TikTok-ul să prindă aripi aici în România, într-adevăr aveam poate perioade în care nu știu, încercam să împingem poate aceeași persoană și acolo și acolo, dar ne-am dat seama, stai, nu, oprește-te, fiecare creator are canalul lui pe care este puternic și mi se pare valoros să se exprime pe canalele pe care le sunt lor cele mai valoroase. Și într-adevăr ne uităm foarte mult la ceea ce postează de obicei, adică nu o să venim niciodată cu un proiect, noi fiind și magazin de retail, avem mai multe branduri,
Pinco livrează într-un fel și dorește altfel de vizualuri și așa mai departe. Answer Lab, brandul nostru propriu, dorește altfel de vizualuri. Noi încercăm foarte mult să facem un research înainte și vedem, ok, persoana respectivă postează astfel, foarte mult pe fashion, foarte mult colorat și așa mai departe. Ok, se potrivește cu brandul X de la noi din portofoliu. Adică nu o să punem niciodată un influencer în situația în care el nu se simte confortabil cu ce are de făcut, pentru că își pierde foarte mult din autenticitate. Și marele nostru noroc este că foarte mulți din cei cu care lucrăm deja sunt clienți Answer și totul vine foarte natural, nu e ca și cum vine ca o nucă în perete pe profilul respectiv un material care se vede clar că nu are amprenta personală. Deci autenticitate cât cuprinde, aș mai nota din răspunsul tău. Iar cu asta vreau să mergem un pic și la perspectiva talent management. Și Monica, aș vrea să te întreb, cum ajunge un influencer să lucreze cu tine odată și apoi care este procesul? Cum îl aliniezi la brieful clientului? Cum lucrați cu deadline-urile? Du-ne un pic în spatele scenei. Eu nu am recrutat niciodată. Asta nu este o laudă, pentru că așa cum spuneau și fetele, uneori când vrei să iei ceva, trebuie să te duci să iei. Doar că am fost o norocoasă a acestei industrii, prin prisma faptului că am personal branding, nimeni nu știe cum se numește compania mea, și cumva au venit către mine oameni pe care îi admiram deja din online de foarte mult timp și am reușit să creăm legături. E un proces de enrollment foarte personal, pentru că eu fac personal management. Asta înseamnă că în prima parte a enrollment-ului petrecem mai mult timp împreună, încercăm să identificăm, așa cum a spus fiecare dintre creatoarele de conținut de aici, lucrurile care cu adevărat îi reprezintă, pe care deja le utilizează, pe care deja le confirmă ca și potrivite pentru ei și de acolo încercăm să construim noul nostru univers împreună. Desigur, o parte din ei sunt artiști, în adevăratul sens al cuvântului, și atunci lucrurile devin extreme și limitele sunt foarte rigide din partea lor, dar reușim cumva să găsim un echilibru între ceea ce îți doresc ei, ceea ce li se cere, solicitările care vin și de foarte multe ori, de ce nu, trebuie să și refuzăm. Un script care nu este potrivit pentru un TVC e important, pentru că dacă nu facem ceea ce ne reprezintă, ulterior satisfacția financiară nu va fi suficientă pentru a acoperi fericirea unei campanii. Și atunci, așa cum am văzut la toate fetele de aici care sunt absolut superbe, naturalețea cu care facem lucrurile aduce și succesul. Efectiv, asta este cheia. Deci avem autenticitate, avem naturalețe și să vedem cu ce continuăm și în gașca de creators. Pentru că aș vrea să vă întreb și pe voi, dragilor, care este pentru voi cel mai important lucru când alegeți să lucrați cu un brand? Care ar fi unul? Poate fi un cuvânt, inclusiv un cuvânt cheie, poate fi? Eu, de fiecare dată când mi se oferă o propunere de colaborare, mă uit, sunt foarte atentă, să mulțumesc nevoile brandului. Iar în cazul în care simt că nu aș oferi poate rezultatele de care au ei nevoie, am avut tot felul de propuneri și am simțit că sunt niște domenii, niște produse care nu sunt de interes pentru comunitatea mea. În cazul în care nu am cum să te ajut pe tine ca brand, cu siguranță n-ar trebui să lucrăm, pentru că și tu pierzi, și eu pierd, și nu e ok. În schimb, în cazul în care se aliniază cu valorile pe care le am eu, brandul respectiv este plăcut, cerut de comunitatea mea, cu siguranță și eu pot fi autentică, și eu pot integra ușor, oamenii sunt receptivi la tot ce înseamnă detalii despre brandul respectiv și cumva nu arată ca o simplă reclamă. Atât timp cât eu respect neapărat cerința oamenilor care mă urmăresc, dar nu pot să vorbesc un an de zile despre produse pentru copilaș și apoi să încep să promovez alcool sau, nu știu, ceva ce nu s-ar potrivi cu imaginea pe care am creat-o. Deci pentru mine e foarte important să fie ceva autentic acolo și să pot oferi rezultatele de care are nevoie brandul care își dorește să colaborăm.
Și pe lângă asta, cred că contează foarte mult brieful pe care îl primim noi, pentru că, de exemplu, nouă ne place produsul ăsta. Noi îl folosim zilnic, zi de zi sau, nu știu, o dată în lună, noi ca femei, și îți vine un brief cu care tu nu ești obișnuit, care, de exemplu, nu este despre tine, nu faci tu genul ăsta de conținut. Și atunci ți se întâmplă să vii, de exemplu, la brand și să-i spui, uite, uite-te, te rog, pe pagina mea de Instagram, TikTok, YouTube, eu nu fac chestia asta, putem să schimbăm brieful. Și atunci se întâmplă și o altă chestie, când vine brandul și zice, nu, nu poți să schimbi brieful, noi vrem așa și dacă vrei să ne faci așa, bine, dacă nu, nu. Și atunci ești tu, ca creator de conținut, ca influencer, ești constrâns să alegi sau să faci cum vrea brandul să promovezi acel produs sau să refuzi, pentru că tu nu te definește pe tine modul de promovare. Este un lucru foarte important și aici, pentru că cred că în mare parte contează foarte mult brieful între brand și creator de conținut. Și mai cred că este foarte important să alegi să colaborezi cu un brand care rezonează în primul rând cu principiile tale personale și este ceea ce tu vrei să promovezi față de o audiență care poate să fie destul de mare. Adică cred că e o responsabilitate foarte mare în momentul în care alegi să vorbești în fața oamenilor despre un anumit produs și să le spui că tu îl folosești și că ei pot avea încredere în produsul respectiv. Adică eu personal am refuzat foarte multe colaborări exact pe acest principiu, pentru că nu aș vrea vreodată să promovez un produs în care nu cred sau pe care eu nu-l folosesc sau care cred că ar face rău în vreun fel comunității mele. Mulțumesc. Sunt Ziana, pentru tine care ar fi cel mai important lucru? Pe lângă tot ce au menționat colegele mele, pentru că și eu în 90% din cazuri, să știți că lucrez cu branduri pe care le știu din copilărie și le folosesc deja de foarte mulți ani și în momentul în care mi-au scris și mi-au propus să lucrăm împreună, pentru mine au coborât îngeri din cer și au cântat de bucurie. Am fost extrem de entuziasmată să lucrez cu branduri pe care deja le adoram. Dar dacă vine către mine un brand pe care nu-l știu deloc, nu l-am folosit în viața mea, nu o să-i spun nu din prima. În primul rând fac eu un research, mă uit pe internet foarte mult la recenzii și apoi îl cer spre testare să văd eu cu ochii mei dacă îmi place sau nu și dacă trece testul meu, accept colaborarea. Ca să rezum, mi se pare foarte valoros ce a zis fiecare dintre voi și simt nevoia să rezum un pic, pentru că ați vorbit voi despre chimia cu valorile brandului și asta într-adevăr cred că și pentru, inclusiv pentru brand, cum zicea și Georgiana, știu că menționa mai la început, menționa că valorile noastre trebuie să fie comune și la fel este și pentru noi. Ați vorbit apoi despre chimia cu produsul, da? să-l fi folosit, să fi plăcut. Aici chiar vreau să fac o paranteză, să spun că și pentru noi, în momentul în care mergem către cineva pentru o primă colaborare și nu ni se cere produsul la testat, e un semn de întrebare. Adică ne gândim, dar stai, nu ești curios să vezi cum se comportă, ți se potrivește, nu ți se potrivește? Deci aș vrea să zic un lucru foarte important aici. Un lucru foarte important este faptul că foarte multe branduri nu îți dau ocazia să testezi produsul. Nu. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am colaborare cu un brand și să-mi zică, da, dar trebuie să-mi faci campania în 3 zile. Zic, ok, păi dar n-am testat produsul. Da, dar noi începem campania în 3 zile. Eu zic, păi da, și eu am nevoie de acea o săptămână, 2 săptămâni, poate o lună, ca să văd dacă pot să promovez acel produs sau este despre mine sau este despre comunitatea mea care, na, este destul de enormă. Nu. Și atunci cum facem? Refuzăm acea campanie sau totuși, nu știu, o promovăm așa fără să o testăm? Asta către branduri, scuze. Cred că e o întrebare care, da, rămâne aici, dar rămâne deschisă pe masă. Mie, de exemplu, mi-e foarte ușor să răspund din partea unui brand de cosmetice, unde e foarte facilă testarea produsului. Deci, cu siguranță, pentru noi, întotdeauna, e cel mai simplu mod de a intra în contact cu cineva, este să oferim acces la produsele noastre, să invităm persoana să testeze. Nu știu acum cum funcționează pentru branduri care poate ofera alte servicii sau alte produse. Sunt curioasă, Georgiana, cum este și la voi, de exemplu, partea asta de
testing de produs înainte de campanie. După cum spuneam și mai devreme, având în vedere că suntem multibrand, cumva hainele deja sunt cunoscute, cele pe care le comercializăm. Când este vorba de branduri mai puțin cunoscute, chiar recent am avut o situație de genul acesta în care am vorbit cu o persoană din online să începem o campanie. Deja erau mai mult de o lună de zile până la startul campaniei și special am hotărât împreună, hai să-ți trimitem niște haine să probezi ca să vezi dacă îți vin bine, dacă croiala este potrivită și așa mai departe. Și nu i-a venit bine. Așa că am renunțat la colaborare, adică nu a fost nicio problemă și chiar m-am bucurat că am avut amândouă dorința, hai să încercăm, hai să vedem de fapt dacă e ce trebuie, dacă nu, mergem mai departe, căutăm pe altcineva și din fericire am avut timp unde ajuns, tocmai pentru că ne-am pregătit din timp să căutăm pe altcineva și în care deja ne știa produsele, știam că deja îi plac și așa mai departe. Deci da, e foarte important să nu grăbim influencerul, să nu-i spunem mâine, lasă-l puțin să înțeleagă și el ce are de făcut, să citească un brief, să știe că se potrivește într-adevăr, pentru că nu ni s-a întâmplat într-adevăr să ne refuze până acum o campanie cineva pentru că nu se potrivește cu ceea ce vrem să comunicăm, dar ar fi foarte ok pentru noi dacă ne-ar spune cineva nu. Ni s-a întâmplat într-adevăr în cazul în care avea o exclusivitate cu concurența, în care mi-au spus, îmi pare super rău, nu avem cum să lucrăm, am exclusivitate, ba chiar ne anunțau, îmi expiră contractul pe, hai să ne auzim după, unii dintre ei, nu toți ne anunțau că după, hai să vorbim, dar este foarte important să-l întrebăm și pe influencer, e ok? Adică nu mi se pare că e totul numai despre bani. Cel puțin la noi, la Answer, nu vrem să fie totul foarte comercial și gata, am semnat contractul, tu îmi livrezi ceea ce scrie în contract și eu îți plătesc factura. Noi chiar am dezvoltat o astfel de prietenie, ca să spun așa, cu câțiva parteneri de-ai noștri, ba chiar după ce postează ceva, primesc mesaje în Insta Message sau pe Facebook, de unde e rochița, vreau rochița, îmi cere link-ul, dă-mi și mie, te rog, link-ul, totul pe WhatsApp, adică nu mai stăm, dăm pe mail, te rog, să fii oficial și așa mai departe. Nu toate colaborările sunt așa, adică depinde de la caz la caz, dar facem și acest lucru. Mă mai gândeam acum că spuneai despre campaniile cumva de pe o zi pe alta, să nu lași campania de pe o zi pe alta. Cred că totuși e o portiță pentru aceste campanii când deja poate ai o relație cu influencerul respectiv, sunteți deja într-o colaborare poate, nu știu, de un an, doi ani, îți știe produsele, vă cunoașteți, îți știe brandul și poate, nu știu, este efectiv un context care să ceară, nu știu, un content livrat foarte rapid. Poate atunci într-adevăr ar merge, dar aș zice că doar dacă ești sigur că ai o relație construită cu creatorul conținut, cu creatorul respectiv. Te cunoaște, ți-a testat produsele și apoi, într-adevăr, puteți să mergeți pe o campanie pe care să o gândiți poate foarte, foarte rapid. Vrei să zici ceva, Mimi? Da, eu personal sunt ambasador de brand la H&M și Adidas de 2-3 ani de zile și ei întotdeauna îmi dau campaniile poate cu o lună înainte sau cu destul de mult timp, că atunci când știi că lucrezi cu cineva pe termen lung, de cele mai multe ori planul e făcut din start și atunci pentru mine e foarte simplu. Eu deja cunosc ambele branduri, știu ce vor ele să livrez și, spre exemplu, la Adidas nici nu cred că mai am aprobare. Adică pot să am un anumit număr de postări anual și eu fac postările respective și trebuie doar să folosesc hashtag-urile campaniei. Dar chiar dacă ei mi-ar cere ceva, să zicem, în 3 zile, dacă vor ceva care să fie super creativ și foarte frumos, care să dea bine și pe profilul meu, să-mi facă și plăcere să creez materialul respectiv și să le placă și lor, să aibă și rezultate, tot așa avea nevoie de o săptămână, poate, ca să pot să gândesc implementarea, apoi poate vorbesc cu un videograf, poate îmi găsesc o anumită locație, adică atunci când am doar 3 zile la dispoziție, ce mai probabil nu o să fie la fel de bine cum ar putea să fie dacă aș avea o săptămână. Da, bine, aici chiar mi se pare foarte fair ce ai spus și e clar că în momentul în care aștepți poate o campanie de livrat în
câteva zile, n-are cum să ajungă la același nivel de calitate. Eu mai sunt curioasă de un lucru, pentru că spunea cineva aici în panel și despre exclusivitate. Și vreau să ne oprim un pic și aici, pentru că sunt curioasă cum se vede din partea voastră exclusivitatea. Sunteți pro, sunteți contra? Cum se vede din perspectiva voastră exclusivitatea, care clar apare în fiecare colaborare cu un brand? Prima mea exclusivitate a fost cu Avon, când am primit propunerea. Vă spun sincer, cred că am sărit în sus de fericire. Mi-am dorit din tot sufletul să am exclusivitate cu un brand, și anume pentru că am avut cu Avon, chiar am fost ușurată din punctul ăsta de vedere, pentru că deja știam produsele, îmi era foarte ușor să le testez, le primeam, cred că cu luni înainte să le testez, deci cred că aveam acasă cutii întregi și știam atât de bine toate produsele, mai ales că mă machiam cu ele zilnic, și atunci când îmi venea o campanie, să zicem, de azi pe mâine, chiar îmi veneau campanii de azi pe mâine, totul era atât de natural, mi se părea că deja transmit atât de natural, oamenii mei și comunitatea mea era atât de obișnuită cu faptul că, uitați-vă, eu o să promovez, eu folosesc aceste produse, le folosesc până în ziua de astăzi, am în geanta mea un gloss de care cred că sunt obsedată, efectiv. Credeți-mă, e mult mai ușor și pentru noi, probabil, și pentru brand, să lucreze cu o persoană care îți livrează la timp, care este acolo non-stop, deja îți știe produsele și nu are nevoie de timpul ăla pe care tu trebuie ca brand să-l acorzi unui influencer ca să testeze produsul ăsta. Și în primul rând este mult mai ușor, pentru că știi clar, acum vin și din partea influencerului din alt punct de vedere, știi clar că tu colaborezi un an întreg cu... de exemplu, cu acest brand, și tu, din punctul ăsta de vedere, ești foarte relaxat, pentru că tu știi ce livrabile ai în acea lună, în luna viitoare, tu nu ești surprins sau tu nu trebuie să te gândești mai mult sau să dai alte idei mai multe decât deja tu le ai sau colaborezi cu brandul ăla. Mulțumesc, Valerie. Alte experiențe, alte perspective? Pentru clienții cu care colaborez de foarte mulți ani, normal că am exclusivitate cu ei, și, de exemplu, mi s-ar părea anormal să îți schimbi șamponul sau telefonul de mai multe ori pe an, însă nu mi se pare anormal să folosești mai multe produse de beauty și să testezi mai multe produse de beauty sau de skincare într-un an sau să te îmbraci de la mai multe branduri. Adică sunt unele produse care se pretează pentru exclusivitate, altele care nu neapărat. Asta am observat și eu de-a lungul anilor, pentru că urmăresc foarte mulți influenceri din afară și am văzut că la brandurile de haine, spre exemplu, niciunul din ei nu are exclusivitate. Pentru că e un pic absurd dacă stai să te gândești, am exclusivitate cu un brand de haine. Asta nu înseamnă că eu, când mă duc la mall, intru doar în magazinul respectiv. Noi avem întotdeauna mai multe articole pe noi, cumpărate din diferite locuri. Există într-adevăr și momente în care ai din cap până în picioare, porți același brand, dar cred că sunt destul de rare și atunci, exact cum a spus și Sânziana, da, poți să ai exclusivitate cu un produs pe care nu-l schimbi atât de des, dar pentru ceva atât de, atât de divers cum e, diversificat cum e garderoba, cred că poți să porți mai multe lucruri și nu știu dacă... Adică, până la urmă, pe mine nu mă încurcă cu absolut nimic exclusivitatea respectivă, atâta timp cât sunt ambasador de brand pentru cineva sau... Da, oricum folosesc produsul respectiv, dar cred că ar fi mult mai flexibil și pentru noi și pentru ei, și nu cred că i-ar încurca în vreun fel dacă nu ar cere exclusivitatea. Irina, la tine cum se vede? Și eu sunt de aceeași părere, fix ce a zis Sânzi, voiam să spun și eu. Mi se pare că există unele branduri la care este necesar să existe o exclusivitate, că nu pot să zic un an de zile că mă dau cu un deodorant și apoi pup, apare altul. La haine putem vorbi branduri precum Answear, precum About You, precum Zalando și așa mai departe. Da, acolo mi se pare că Art Fashion Days, ajungeam că voiam să fac un point acolo. Cum sunt în competiție directă cu Fashion Days, brand la care sunt eu brand ambasador, mi se pare
necesar să existe acolo o exclusivitate, pentru că au exact același sistem, aceleași produse, chiar dacă sunt multibrand. Dar în cazul în care, nu știu, ai o colaborare cu Adidas, nu mi se pare necesară o exclusivitate. La fel, dacă eu colaborez cu Avon, mi s-ar părea deplasat să colaborez cu competiția. Dar nu mi s-ar părea deplasat să promovez în același timp în care promovez Avon, poate și alte parfumuri de la branduri care nu sunt în catalogul nostru. În general, cred că ați prins ideea. În cazul în care un brand merge fix în aceeași direcție, oferă fix aceleași servicii, atunci mi se pare necesară exclusivitatea. În cazul în care vorbim despre produse așa ca un tot, nu mi se pare necesară exclusivitatea și poate dacă eu promovez acum un anticiarcăn, să zicem, nu e nevoie de exclusivitate să nu vorbesc peste o săptămână de altul. Că, cumva am spus că îl folosesc, e favoritul meu. E de la sine înțeles că pe acela îl folosesc, poate da, peste o lună, două, să descoper altul și o să-mi placă și acela, nu o să-l anuleze pe primul, dar exclusivitatea mai vine și cumva de la sine, când nu e necesar. Îmi place foarte mult cum ai zis, exclusivitatea vine de la sine, pentru că chiar mă pregăteam să vă întreb, dacă n-ar exista ideea de exclusivitate, cum ați face, cum ați jongla practic cu conținutul, astfel încât, sau care ar fi limita, că ziceai și tu, Irina, că e o limită cumva între a promova mai multe branduri în același timp, dar de la care folosești produse, și, dar care, unde e too much? Deci, practic, care e limita de la care, de la acea limită încolo, ar fi poate prea mult. Adică, ok, n-am exclusivitate, dar în același timp, cam cum ar trebui să jonglez, asta poate în special pentru oamenii la început de drum, cum ar trebui să jonglez cu proiectele, astfel încât totuși conținutul meu să fie credibil, chiar dacă nu lucrez sub o clauză de exclusivitate, care într-adevăr e poate doar, nu știu, o normă, ca să spun așa. Cred că contează foarte mult produsul pe care îl folosești. Mă refer la Sânzi. Acum vorbim, suntem amândouă ambasadoare la Pantene. Eu folosesc Pantene cred că de când eram la țară și mulgeam vaca la țară, sincer. Și făceam încă vlogurile alea cu, nu știu, cu un telefon de 2 bani și mi-aduc aminte că de atunci folosem acest produs. Nu îmi aduc aminte, probabil când am crescut mai mare am schimbat produsele, dar totuși m-am întors la Pantene înapoi, cumva. Adică mi s-a părut foarte natural. Mi s-a părut atât de natural încât nu cred că am zis vreodată pe story că folosesc un alt produs de păr decât acesta. Adică trebuie să te gândești foarte bine dacă tu cu adevărat folosești acest produs în fiecare zi. Dar dacă nu ai colaborare, de exemplu, cred că noi, ca femei, dacă ne place un produs, noi suntem dependente de acel produs, pentru că de ce? Acel produs este perfect pentru tenul nostru, de exemplu, pentru părul nostru, pentru corpul nostru. Nu poți să zici că, de exemplu, astăzi folosesc o cremă, îmi place super mult, nu mai am acne de la el, să presupunem, da? Și peste o săptămână mă trezesc că, hai să mai testez unul. Păi nu mai testez unul. De ce să mai testezi altul când tu ai deja acasă un produs care îți rezolvă toate problemele. Și atunci, clar, tu devii ambasador acelui produs pentru că tu ești obsedată de acel produs. Eu nu sunt neapărat de acord cu ce ai zis. Depinde de produs, depinde de produs. Exact. Concealere poți să folosești mai multe. Eu am la mine în sertar 10 și îmi plac toate. Dar șampon, într-adevăr, nu te speli cu 100 de șampoane. Dar și la șampon, uite, de exemplu, eu am probleme cu scalpul. Mie doctorul mi-a recomandat să schimb des șamponul. Asta fac. Cumva, dacă aș spune că folosesc un anumit brand și în luna următoare folosesc altul, eu nu mint. Eu folosesc într-adevăr mai multe și să nu spun de șamponul care întreține blondul, să nu spun de cel special pentru scalp, unul pentru netezire. Adică există momente în care chiar așa se întâmplă. Folosești mai multe produse, mai ales cum ai menționat acum cu cremele. Păi da, eu am
foarte multe creme. Vorbeam pentru că sunt super pasionată și am rutine diferite. Vara am o rutină, iarna am o rutină, dimineața am altă rutină, seara și așa mai departe. O schimb în funcție de nevoi, dar am înțeles ideea. Am specificat anume, de exemplu, avem o problemă, am acne. Nu toate cremele sunt specifice pentru tenul tău, pentru problema pe care o ai. Corect, nu? Deci sunt, adică sunt anumite momente în care tu, de exemplu, rămâi pe acel produs. Cred că atâta timp cât comunicarea pe care o faci către comunitatea ta este naturală, poți să prezinți absolut orice produs. Deci tot ajunge în discuție natural, autentic, tot apare cuvântul ăsta. Dacă Irina precizează la ea pe story că folosește 5 șampoane, ea e naturală dacă schimbă șamponul în fiecare lună. Dacă eu precizez că îl folosesc pe același de o viață, e natural să folosesc unul singur. Na, depinde cu ce obișnuiești pe urmăritori. Monica, vrei să completezi și tu aici? Da, pentru că am experiența unor situații. Cea mai bună metodă de a jongla cu această multitudine de produse care chiar ne plac, așa cum spuneau fetele, este să nu folosești superlativul absolut. Mi s-a întâmplat ca un influencer din portofoliul meu să promoveze o anumită cremă și să spună, aceasta este cea mai bună cremă de coșuri. Și s-a închis toată colaborarea vreodată pe următoarea perioadă cu orice altă cremă care utilizează, care are ca și folosință stoparea acnei. Practic, superlativul absolut este singurul periculos în aceste situații. Și de multe ori fetele îl folosesc în mod natural, pentru că chiar așa e. Și nu realizează că după, instanța de a spune că altceva e cel mai bun, creează un model fals. Dacă poți să completezi, așa facem și când ne îndrăgostim. Și apoi schimbăm ideea. Deci cel mai, să le evităm pe acest cel mai din captionurile noastre. Dar mi se pare foarte valoros ce ai spus, mai ales că mi se pare că ne-ai dus pe o zonă foarte concretă. Da? Deci un tips care chiar cred că îl putem lua cu toții de aici, evitarea superlativului absolut și atunci ne rezolvă foarte multe probleme și ne evităm foarte multe bătăi de cap. Dar e cel mai din momentul în care ești atunci, cum a zis și Mimi, îl iubești exact. Cel mai mult pe băiatul cu care ești atunci, peste un an nu-l mai iubești pe el, sau poate, mă rog, cine știe, dar mă gândesc că în momentul în care folosești produsul respectiv și te-ai îndrăgostit de el și îți face bine, e cel mai bun pentru tine în momentul respectiv. Poate după, e normal să evoluăm și să găsim tot felul de lucruri. Rutinele noastre s-au schimbat, modul în care ne machiem. Nu știu, cred că tu ai arătat la un moment dat cum te machiai în trecut și ce diferențe sunt acum în modul în care îți aplici. E natural să ne placă ceva și apoi poate să nu ne placă sau să găsim ceva mai bun. Da, deci chiar mi se pare foarte, foarte valoros ce luăm cu noi de aici. Cred că și sper că v-ați luat niște insight-uri de la fete, pentru că a fost foarte interesantă discuția legată de cât, cum jonglăm cu diverse branduri competitoare printre proiectele noastre. Eu aș vrea să mai rămânem un pic pe o zonă tot așa mai specifică, mai concretă și mă opresc, Monica, tot la tine un pic, pentru că vreau să te întreb... De la exclusivitate vreau să mergem la fiuri. Cum se stabilește fiul pentru o campanie? Care sunt lucrurile pe care le luăm în calcul? Este, nu știu, cât contează vechimea, cât contează mărimea comunității, poate reputația omului respectiv. La ce ești atentă? În primul rând, asta este o discuție individuală cu fiecare creator care își dorește să se poziționeze într-un anumit fel și ei au un drept de veto clar în această poziționare, care se stabilește în general la începutul fiecărui an. Așa cum spuneam și mai devreme, suntem totuși într-o industrie care este și data-driven și plecăm de la engagement rate, nu de la cifrele de sus, ci de la engagement rate. Și atunci, practic, acesta este unul dintre criteriile importante. Și anume, câte vizualizări avem în medie pe diversele canale și pe diversele tools-uri din canale respective, respectiv story versus feed, video versus static și așa mai departe. Desigur, acesta este doar un ingredient, iar eu am fost una dintre vehementele opozante ale regularizării pieței, în sensul în care pe lângă acest ingredient apare și ce face special acel profil.
care este tone of voice-ul profilului respectiv, ce oferă el special unui brand. De exemplu, cel mai bun copywriter din industrie care scrie cele mai frumoase lungi texte și așa mai departe, nu poate să coste la fel cu un profil care are aceleași cifre, livrează aceleași date, dar nu transportă aceeași emoție. Și atunci, practic, fiecare profil este personal. Eu nu cred că vreodată vom putea să ne întrebăm de ce cineva solicită un anumit fee. De foarte multe ori, lucrând cu toată piața, nu doar cu portofoliul propriu, am fost uimită să văd că prețurile erau mai mari la influenceri mai mici, dar cred că e ceva ce trebuie să învățăm să respectăm pur și simplu și care vine dintr-un mix de ingrediente. Primul este ceea ce își dorește influencerul, al doilea este legat de cifrele pe care le generează în online, al treilea este legat de specificul profilului și ce îl face special și mai vine și notorietatea offline în anumite cazuri și ce reprezintă acea persoană dincolo de a fi creator de conținut. Asta se aplică de multe ori în cazul portofoliului meu la artiști, actori, cântăreți, oameni de televiziune care cumva au meserii și în alte direcții și și-au construit comunități și în alte medii care contează și constituie la trustul pe care îl transferă către branduri. Mulțumesc mult, Monica, și aș vrea acum, după ce am cheltuit fiul, să ne mutăm și la indicatorii de brand și să vedem, Georgiana, după ce, bun, am planificat investiția, s-a cheltuit fiul, la ce indicatori de brand sunteți voi atenți? Ce urmăriți? Deci la final de, când trageți linia, la final de proiect de influencers marketing, ce urmăriți? Și poate vorbi un pic și pe termen scurt față de termen lung. Depinde de proiect. Urmărim odată cifrele de reach, dacă este vorba de un proiect pentru care vrem foarte multă vizibilitate. Putem să urmărim dacă a crescut traficul pe site în perioada, să zicem, 24-48 de ore după ce influencerul a postat. Desigur, unde există posibilitatea, trimitem și link-uri UTM-uri de urmărire către influencer să le folosească acolo unde sunt clickable, desigur. Pe de altă parte, mai există foarte comună activitate, acțiune, ca să spun așa, cu coduri de reducere. Și acolo, la fel, când este vorba de campanii de reduceri, când se oferă o extra reducere doar pentru comunitatea respectivă. Dar de aceea spun, depinde foarte mult de proiect. În funcție de ceea ce ne dorim noi, ne uităm și la anumiți KPI. De cele mai multe ori, prin influencer marketing, ne uităm la awareness. Adică este, când un om este pe social media, este foarte greu să-l scoți din social media să se apuce să cumpere în acel moment. Pentru că el nu este în modul de cumpărare. El doar era pe social media și scrolla, probabil era în pat înainte de culcare, îi se închidea ochii, mai stătea 5 minute și se culca. Nu putem să avem pretenția să bubuie vânzările de la o colaborare cu un influencer. Pentru că nu este un canal de vânzare directă, este un canal de reclamă. Dacă avem reclamă la TV, este fix același lucru. Și, bine, TV-ul, într-adevăr, în continuare are o acoperire extrem de mare și puțini influenceri reușesc să acopere importanța TV-ului. Nu e foarte bună comparația pe care am făcut-o, dar ați înțeles ideea. Nu avem așteptările de la un influencer să ne crească vânzările de 4 ori, am dat lovitura, pentru că el nu face asta. N-ai cum să scoți un om din social media, să-l trimiți pe un site, să-și aleagă ce îi place, să-și găsească mărimea, să-și adauge adresa de livrare. E mult prea complicat pentru un om care doar stă și scrolează. Mi se pare foarte, foarte, un punct foarte bun ce ai zis vis-a-vis de a nu aștepta rezultate peste noapte și cred că, într-adevăr, e vorba despre un efort pe termen lung, o strategie deșteaptă de influencers marketing. La fel este și în cazul nostru, deci, practic, influencerii ne sunt partenerii care, nu știu, difuzează identitatea brandului alături de TV, alături de canalele digitale și spunem noi că ne ajută să construim ceea ce numim brand consideration, deci, practic, după ce, dacă TV-ul te ajută foarte mult să știe un public larg despre tine, de la creatorii de conținut ne așteptăm foarte mult să ne și convingă consumatorul să ne ia în considerare în momentul în care își face cumpărăturile de beauty.
Da, mulțumesc, Georgiana. Vreau să mă mai mut un pic la gașca noastră de creatoare, așa o să vă spun. Și aș vrea să vă întreb, dragilor, ce tipsuri ne puteți da vis-a-vis de referitor la crearea de content? Cum creați content frumos, plăcut, care să ne convingă de la primul scroll să mergem să vedem mai multe? Cred că fiecare influencer în parte are modul lui de a crea conținut. Și cred că după câțiva ani de experiență îți dai seama ce funcționează cel mai bine și pentru tine și pentru comunitatea ta. Eu personal cred că cred că trebuie să fii atent și la platforma pe care ești. Spre exemplu, pe TikTok întotdeauna o să funcționeze un mod mult mai neprofesionist de a face videourile, adică acolo, din ce am văzut, tot conținutul este despre ce se întâmplă în video. Nu intri pe TikTok ca să te uiți la videouri de mood, intri pe TikTok ca să râzi sau ca să ții anumite informații. Eu în ultima perioadă am observat că a devenit chiar un motor de căutare TikTok, adică în momentul în care am o curiozitate, cel mai probabil o să mă duc să o caut pe TikTok înainte să o caut pe Google. Și atunci cred că e foarte important să ții cont de nevoile platformei. Iar pe Instagram, cred că totul este în continuare exact așa cum a fost de când s-a lansat, despre estetică, despre vizualuri frumoase și mai mult despre... Cred că Instagram îți stabilește cumva coolness-ul și TikTok-ul te ajută cu relevanța. Mulțumesc. Sânziana, te pregătești să ne spui ceva? Da. Vreau să spun cum stau lucrurile și în cazul meu atunci când creez eu conținut. Pentru mine, de fiecare dată când primesc un brief sau o colaborare, este o mare provocare și poate nu sună bine ceea ce o să spun, dar pun pe mine o presiune enormă și îmi doresc ca materialul pe care îl am la sfârșit să fie demn de o reclamă TV. Uneori îmi plac atât de mult clipurile pe care le fac încât simt că aș merita Oscarul. Însă, da, sunt lipsită de modestie, dar depun extrem de mult efort. Bine, nu spun că toate mi este extraordinar, dar lucrez cu videografi foarte buni, cu fotografii, mi fac singură regia, scenografia, cumpăr foarte multă recuzită, închiriez locații și încerc să obțin un material deosebit, special. Nu-mi place să fac lucrurile într-un mod banal. Și mi se pare că efortul pe care îl depui se vede la sfârșitul zilei în materialul pe care îl ofer clientului. Mulțumesc, Irina. În primul rând, chiar face filme, nu altceva. La mine nu cred că se aplică personal același lucru, pentru că tot ce ține de Irina SSV pe internet e viața mea reală, lucrurile fix așa cum se întâmplă, foarte, foarte rar o duc în partea asta de fantezie sau, nu știu, să iau videograf care să facă conținutul. Oricum la mine nu reacționează comunitatea la reclame TV, la mine reacționează fix la conținutul acela, foarte natural. Nu știu, să mă trezesc din pat, gata, cu părul într-un coc și să le vorbesc despre ce gândesc, ce am încercat, atunci merge la mine. Dar sunt sigură că suntem diferite. Am identificat până acum în tot timpul ăsta exact la ce reacționează lumea, dar nu asta e important. Important e în ce mod ne regăsim noi cel mai bine. Poate eu, de exemplu, pentru mine, cred că reclamele sunt de televizor, la modul, eu n-aș putea să fac asta pentru reclame super bine puse la punct la anumite produse, mergi și te uiți la televizor. Mi se pare că pe social media treaba ar trebui să fie fix mai relaxată, că de asta apelezi la influencer și nu apelezi la, nu știu, o echipă întreagă să-ți facă nu știu ce scenografie, dar pe Sânzi eu urmăresc încă de la început și cred că asta a și diferențiat-o pe ea și încă o ține pe piața asta după tot timpul ăsta în care tot au apărut, tot au dispărut influencerii încă în picioare. Cred că e foarte important să-ți identifici stilul, să vezi cât poți să duci, pentru că și ce faci ea, trebuie să duci atâta stres, să te organizezi totul, acum are și un copil. Trebuie să fii sigur că odată ce ți obișnuiești comunitatea cu un anumit stil, poți să întreții tipul acela de conținut.
Dacă tu ești cu clipuri pe YouTube o dată pe săptămână, trebuie să te asiguri că ai capacitatea de a face clipuri. Sau dacă ei o să se obișnuiască că tu faci niște reclame din astea de cinema, o să le ofer, pentru că o să fie dezamăgiți odată ce văd. Cum la mine este ciudat atunci când fac ceva, nu știu, foarte regizat, sunt toți oameni, ce faci? Ce e asta? Nu reacționează la fel. Deci fiecare ar trebui să fie foarte atent la ce își dorește comunitatea să vadă de la ei, la lucrurile cu care se simt ei confortabili și apoi o să găsească fiecare drumul pe care trebuie să meargă. Atât. Valerie, Mimi, despre content? Instagramul meu este un film. Și tu, scuze da. Pentru asta. Chiar așa este, asta îmi place să fac, dar mi se pare că filmul de pe Instagramul meu este ceva foarte natural, pentru că de 2 ani postez clipuri, atenție, clipuri video în fiecare zi. Nu fac o poză pe care poți să o faci acasă pe canapea, nu fac asta. Fac clipuri, deci asta înseamnă muncă, nu triplă, este o muncă enormă, dar pe mine asta mă descrie, asta sunt eu, îmi place să ajung virală, îmi place să ajung acolo unde vor toți oamenii să ajungă, ca clipurile sau videoul promovat să ajungă. Am cel mai mare video promovat de 3 milioane. A avut, efectiv, cred că a fost cel mai vizionat paid partnership vreodată din istoria Instagramului meu. Dar asta mă definește pe mine. Pentru mine e o chestie foarte naturală. De când am început, cu o cameră foto, adică pentru mine a fost o chestie ok, să-mi setez trepiedul, să-mi setez camera și cu asta să încep, așa să-mi fac pozele. Știi și tu la Paris? Asta voiam să zic. În Paris a venit Valerie cu trepied, cu ținute, pregătită și asta zic că dacă aș vedea de la tine un alt tip de conținut, aș simți că nu ești autentică, că nu ești tu. Nu te regăsesc pe tine făcând, nu știu, lucruri din astea foarte simple. Exact, mi se pare ciudat. Și când te văd că mai vorbești pe story așa cu un filtru normal, parcă nu te regăsesc pe tine acolo, că la tine totul e foarte bine pus la punct, e perfect. Eu sunt foarte regizată, da. Adică, nu știu, pentru mine este o chestie normală, așa mă văd eu. Pentru mine chestia asta este super natural. Adică, pentru mine și să apar undeva, cumva, mi se pare ok. Eu, în modul meu logic de zi cu zi, sunt foarte boschetară. N-o să mă vedeți pe talk-uri, never ever, sunt într-un hoodie și cam asta e. Dar atunci când apar pe social media, nu știu, sunt un alt fel de eu, sunt eu cea pe care mă accept eu pe mine. Și pentru mine asta este o chestie normală. Mie îmi vin ideile, nu știu, de pe azi pe mâine. Am capul plin de idei, nu știu unde să le mai pun și abia aștept să am colaborări ca să le pot implementa, ca cumva să le mai dau valoare acelui produs pe care îl promovez, pentru că capul îmi explodează. Asta e foarte important, să aveți non-stop idei. Și dacă mă întreb de unde îmi iau ideile pentru o anumită colaborare, sunt filmele. Dragilor, uitați-vă la film, pentru că este o sursă foarte importantă și toate trendurile de pe TikTok, Instagram, YouTube și așa mai departe, toate vin din filme. Deci dacă aveți în viitorul apropiat sau vreți să deveniți, credeți-mă, filme, toate trendurile vin din filme. Puteți să faceți o colaborare bazată pe acel film sau pe acel trend de pe internet. Pentru mine e o chestie naturală, nu știu cum alte fete pur și simplu, nu știu, tu te trezești așa, ți se pare normal, tu așa te vezi. Eu, în schimb, mă văd altfel. Mai ales, și foarte important, a zis Sânziana, să găsești un videograf, un om care îți poate transmite ideea în video. Deci să-ți găsești un om cu care să colaborezi ani de zile, care să te simtă, care să știe exact ce vrei să transmiți, este foarte important. Eu, de exemplu, mi-am găsit partenerul meu de viață, care e și videograf, și cumva pentru mine este chestie mult mai ușoară decât a fost înainte, când stăteam cu trepiedul. Eu aș zice că fiecare influencer în parte e diferit, fiecare știe ce e cel mai bine pentru el și cred că există și loc de schimbare. Eu personal, când am început social media, făceam entertainment. În momentul de față fac fashion și beauty.
cumva, da, oamenii probabil simt că nu mai sunt eu acea veche, pentru că eu chiar nu mai sunt așa. M-am schimbat foarte mult, am evoluat, oamenii care mă urmăresc au crescut și ei odată cu mine și atunci nu cred că există neapărat un mod corect sau greșit de a-ți face contentul pe social media. Cred că există modul care pe tine te împlinește în fiecare moment din viața ta în care alegi să faci acest job. Te rog, Irina. Pentru mine asta e frumusețea internetului. Suntem aici patru fete care creează conținut. Suntem mai mult sau mai puțin diferite ca și content, ca și viață. Eu am doi copii, o viață haotică. Tu ai și tu un copil, tu în Londra cu școala, tu acum cu iubitul tău creați conținut prin nu știu câte țări. Asta e frumusețea online-ului, că vezi diferiți oameni în diferite momente ale vieții, cu un background diferit și vezi efectiv viața lor cum se derulează și mi se pare un lucru foarte bun și pentru branduri, că ai o masă foarte mare, îți poți da seama exact ce tip de influencer se potrivește cel mai bine cu brandul tău, cu valorile pe care le are brandul și e cumva win-win. Eu fac conținutul fix așa cum mă reprezintă pe mine, iar în cazul în care un brand simte că, bă, ne potrivim, it's a match. Că dacă ar fi toate lucrurile în același fel și toată lumea ar crea după o rețetă același tip de content, n-ar mai fi nimic, de fapt, că toată lumea ar vedea pe internet același lucru repetat și repetat. De asta nici nu-mi place mie să primesc brieful pe care l-au primit poate alți influenceri și de fiecare dată încerc să schimb și să vorbesc cu brandul în cazul în care se poate. De cele mai multe ori, dacă nu se poate, ajungem să renunțăm la campania respectivă, că nu pot să promovez același lucru în același fel în care alți 10 creatori de conținut îl prezintă, fix cu aceleași cuvinte, fix cu același decor și așa mai departe. Sunt unele campanii care nu-ți permit. Nu știu dacă e neapărat ok, că de asta mergi către influencer. Fiecare să-și pună amprenta pe lucrarea respectivă, să zic. Deci pentru cei care ne urmăresc aici în sală și acasă, cred că putem concluziona exact așa. Găsește-ți semnătura personală, crede în ea și pune-o la lucru. Că de fapt asta am înțeles așa de la fiecare și într-adevăr este, așa este și în realitate. Dar în momentul în care, și e chiar frumos să lucrezi pe un brief cu mai mulți oameni și să vezi de fapt cât de frumos fiecare abordează din cu totul altă perspectivă la final de zi, poate, același brief. Eu mai am o singură întrebare pentru voi și este pentru toate invitatele mele. Gândiți-vă la oamenii la început de drum, poate, care ne urmăresc acum, în sală și acasă. Care ar fi sfatul vostru pentru ei? Pentru cineva la început de drum, care acum descoperă primii pași în social media? De exemplu, eu am... Partenerul meu, de exemplu, a început Instagramul de un an de zile, cred că a făcut deja săptămâna trecută și vreau să vă spun că are 410 sau 11.000 de urmăritori într-un Mulți înainte. An de zile. Deci se poate, nu vă opriți niciodată să faceți ceea ce vă place. Cel mai important să crești pe Instagram, pe TikTok și pe YouTube este să rămâi constant, să postezi în continuu, zilnic, pentru că algoritmul o să te iubească. Ce ne place nou, algoritmul Instagramului sau TikTokului, ca să creștem, ca să devenim cunoscuți. Ulterior, să ne punem amprenta în acel clip, în acel video, să spunem ce ne place nouă pe Instagram, pe story și așa mai departe. Și credeți-mă că la un moment dat o să vină brandurile către voi și o să începeți să fiți și voi creatori de conținut sau influenceri ca noi toate. Eu cred că e foarte important pentru oricine vrea să înceapă o carieră în industria asta, sau, mă rog, mai mult ca influencer, că industria e destul de mare. Cred că e foarte important să faci asta pentru motivele bune. Adică foarte mulți oameni, am auzit chestia asta și cumva mă amuză de fiecare dată când o aud, vor să fie influenceri ca să facă o grămadă de bani. Nu e chiar așa. Adică, în primul rând, bani ajungi să faci doar după o perioadă în care muncești foarte mult pe gratis și dacă
să muncești ca influencer nu te împlinește, nu te reprezintă, nu vei reuși să faci asta oricum. Adică ăsta, mie mi se pare că jobul de influencer este un job pe care îl poate face doar cine este într-adevăr pasionat de social media și de trenduri. Mulțumesc, Mimi. Irina, sfatul tău pentru cineva la început de drum? Aș avea foarte multe sfaturi, dar încerc să vorbesc mai puțin. În primul și în primul rând, pentru a deveni un creator de conținut, trebuie să consum foarte mult conținut, pentru că acolo vei găsi foarte multe lucruri, mai ales la modul în care s-a dezvoltat acum TikTok-ul, găsești tot felul de persoane care te învață pas cu pas ce să faci ca să devii, ca să ai mai multe vizualizări, care sunt trendurile și așa mai departe. Rețeta și sfatul pentru mine este, în primul rând, să consumați foarte mult conținut pentru a identifica conținutul pe care vreți să-l faceți la rândul vostru, în cazul în care, nu știu, ești make-up artist și vrei să te dezvolți, cu siguranță va trebui să urmărești cât mai multe persoane din domeniu, să vezi exact ce fac, ce merge pentru ei foarte bine, ce poți tu să faci din tot ce fac ei și să-ți iasă și ție foarte bine. Să fii dispus să înveți, cât mai mult să fii dispus să greșești, pentru că foarte multe persoane evită să se apuce de toată treaba asta cu online-ul pentru că nu sunt pregătite, pentru că le e frică să greșească. Toată lumea greșește oricum și nu o să existe moment potrivit. Doar o să rămâi cu regretul că nu te-ai apucat poate mai devreme și aveai un timp în care aveai tot dreptul să greșești. Atunci când greșești, înveți. Sfatul meu este: consumați conținut, identificați nișa pe care vreți să mergeți și perfecționați-vă skill-urile. Atât. Mulțumim, Irina. Sânziana? Sfatul meu este să nu se sperie de faptul că există deja foarte mulți creatori de conținut și să aibă impresia că nu mai este loc și pentru ei. De exemplu, când am început eu acum 12 ani, nu aveam niciun reper, nu aveam nicio sursă de inspirație, practic am făcut totul așa din intuiție. Acum au la îndemână foarte multe tool-uri ca să crească cursuri, este mult mai ușor, ai mult mai multe oportunități. Și cifrele nu sunt scopul final. Deși fac asta de atât de mulți ani, am doar 200.000 de urmăritori, nu am 1.000.000, însă oamenii pe care i-am sunt extrem de iubitori cu mine, mă susțin enorm și chiar dacă nu am 1.000.000, revin la chestia asta, colaborez cu top, cu branduri de top și cred că mă număr printre creatorii de conținut foarte iubiți din această țară. Ești. Mulțumesc. Monica? E greu din perspectiva asta, că au zis fetele aproape tot ce cred și eu. O să spun ceva ce s-a mai zis, și anume faptul că dacă faci în fiecare zi ceva pentru ceea ce îți dorești, cu siguranță vei ajunge mai aproape de rezultat. Dar fă asta într-un mod natural, pentru că, iarăși, numitorul comun aici a fost că toată lumea este foarte autentică și foarte aproape de cum își ilustrează ei viața în online. Atâta timp cât vii la mine și mă întrebi ce să postez, sigur nu ești pe drumul cel bun, pentru că trebuie să ai creativitatea ta proprie sau a ta împreună cu videograf, echipă cu care lucrezi. Deci, practic, rămân la ceea ce au spus fetele și sunt absolut minunate toate și mă bucur să fiu aici. Și tu. Mulțumim. Mulțumesc. Georgiana? Eu ar trebui să vorbesc cumva din perspectiva unor sfaturi care să vă ajute în a colabora cu branduri pe viitor, pentru că deja fetele sunt aici specialiste în creatorii de conținut, așa că nu mă bag pe partea lor. În primul rând, aș vrea să încep cu un sfat mai plictisitor, sper să nu fie așa, dar fiți educate / educați. Niciun brand nu ar vrea, un brand cu renume, nu ar vrea să se asocieze cu cineva care nu vorbește corect limba română, care nu scrie corect limba română și așa mai departe. Un alt sfat pe care aș putea să-l dau ar fi să nu mizați doar pe promovare de produse. Dacă voi vă pricepeți doar să promovați produse, există marketing afiliat, puteți să încercați pe alte părți.
Dar în momentul în care ești influencer, trebuie să faci și altceva pe lângă. Nu să promovezi în fiecare zi, astăzi o cremă, a doua zi altă cremă, după care o pereche de pantofi și așa mai departe. Pentru că deja este un marketplace, nu știu cum să spun. Adică oamenii nu vă urmăresc pentru ceea ce sunteți voi și nu aveți cum să scalați, nu aveți cum să depășiți acea statură de creator de conținut, de ocazie, aș putea să spun. Așa mi se pare mie din perspectiva unui om de brand care a lucrat cu creatori de conținut până acum și chiar ne ferim foarte mult de cei care în fiecare zi postează cu totul alt produs și de fapt nimeni nu știe ce fac ei. Dacă s-au dus la mare, dacă au un copil, dacă s-au vopsit. Adică oamenii asta caută în social media. Să fie acolo lângă un creator de conținut, să știe mai multe despre el, nu doar ce consumă în fiecare zi. Mulțumesc! Deci avem o mulțime de sfaturi. Fii constant, fii conectat, fii tu, fii educat, fii și vulnerabil și blând cu tine. Deci o grămadă de sfaturi pe care chiar mi-ar plăcea să le luăm așa, să le luăm cu noi și să le ținem pe măsură ce ne construim o activitate în social media. Și eu aș mai plusa cu ceva și aș plusa exact cu mesajul cu care am început această prezentare. Căutați-vă și o cauză, căutați-vă și un lucru pe care vreți să-l transformați în bine. Folosiți-vă vocea, gândiți-vă că fiecare video view poate fi un mesaj prin care voi schimbați ceva.